MOL Telecom vă urează sărbători fericite, mai uniți ca niciodată. În această magică zi, alături de noi a venit și Adriana Ochișanu să ne aducă pace și lumină în suflet, pe care o salut cu mare drag. Hristos a înviat! Adevărat a înviat, dragii mei! Spune-mi, te rog, cum obișnuiești tu să petreci această frumoasă zi? Cu cei dragi. Cei dragi este familia mea. Ne așezăm la masa de sărbătoare, savurând din bucatele tradiționale pascale. Ciocnim în primul rând ouăle. Mai întâi de a ne așeza la masă, facem ritualul cu ouăle. Așa. Punem bănuți, Miha se dă cu ouă ca să fie rumenă și sănătoasă. Albă, roșu, da. Ei, era mai micuț, încă nu prea bine, încă înțelege pas cu pas și ce se întâmplă. Eu cred că de data asta ea bine a asimilat și a înțeles acest ritual. Și după aia ne așezăm, ciocnim ouă și ne rugăm de pace, de sănătate pentru cei dragi, pentru toată lumea. După aia savurăm bucatele. Dar eu sunt tare curioasă ce a cerut Miha de la iepuraș, pentru că este o tradiție de Paști cu iepurașul, vine, aduce. Iepuraș a cerut. Un iepuraș adevărat? Cerut, da, un iepuraș adevărat. Și zi-mi dacă iepurașul de... Și îți dai seama, avem o motan, nu ne să mai aducem și un iepuraș. I-am cumpărat un iepure, o jucărică de moale de pluș. Și s-a bucurat enorm de mult. Doarme cu el, a zis că o să doarmă cu el. Că noi un pic mai devreme de sărbătoare i-am dat, că ea are naravă să mai duce și mai răscolește prin casă și a găsit cadoul. A găsit darul. Da. Am înțeles. Apropo, nu pot să nu te felicit pentru concertele extraordinare pe care le-ai avut. Felicitarea a fost extraordinară, într-adevăr. Și vreau să vă mulțumesc vouă, cei de la TV8, pentru un reportaj atât de frumos și o emisiune foarte frumoasă. Am urmărit-o cu mare drag și numai eu, dar și telespectatorii emisiunii Iubește Viața. Și vreau să vă mulțumesc, mi-ați fost alături. Nu puteam să nu-ți fim alături, pentru că a fost un moment tare, tare important pentru tine. Spune-mi cum a fost așa în linii generale. Așteptând 2 ani de zile, 2 ani și ceva, acest spectacol a fost ceva de vis. Cum l-am visat eu, așa s-a întâmplat. Cu lume frumoasă, lume multă, cu 2 zile, cu săli pline. Și aplauze, lumea ne-a întâmpinat atât de frumos și ne-a răsplătit cu aplauze și pe invitații care au fost la acest spectacol și au susținut acest spectacol în fața publicului de la Chișinău. Ce să vă zic, a fost chiar o magie, o minune. Dar ți-a mai zis probabil cineva că vedeta serii a fost totuși Mihaela. Normal. Catanu. Avem niște imagini. Hai să le urmărim împreună, pentru că a fost extraordinară, Mihaela, ca de obicei. Uite pe ecran, o să apară acuș. Da? Floare cap. Îți place? Doamne, parcă ești un nu înțeles. Uite așa, e ok. Hai, e bine. Bine așa? Da. Mihaela, cum ești? Bine. De astăzi mămica ta își sărbează ziua de naștere și foarte multă lume a felicitat-o, dar eu sunt curioasă, cum ai felicitat-o tu pe mămica ta? La mulți ani să fii sănătoasă! Foarte frumos! Uite, tu astăzi vei cânta pentru prima dată pe o scenă atât de mare, pe scena Palatului Național Nicolae Sulac. Ia zi-mi, ai emoții? Nu. O adevărat artistă, dar cum a fost la repetiții? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Orchestra. Dar a fost ceva ce nu ți-a plăcut? Cânta muzica tare. Uite, eu mai am o curiozitate. Mămica ta este o artistă foarte iubită și foarte îndrăgită. Cum crezi tu? De ce? Ce are ea atât de special? Ea când era mică a vrut să crească artistă. Și adică când era mică cânta și a crescut artistă. Thank you.
o dulceață de fetiță cu o energie debordantă. Așa este. Spune-mi, cu ce impresie a rămas Mihaela după concert? Ce ți-a zis acasă? Ați văzut-o, că nu are emoții deloc. Nici m-am așteptat la vârsta ei să fie atât de dezghețată pe scenă, să danseze, să, nu știu, să fie o artistă, o artistă în scenă. Chiar am descoperit-o pe Mihaela și vedem. Debutul, Doamne, Doamne, va avea grijă ce va urma mai departe. Dar dacă ea va avea abilități și va cânta bine, dacă va cânta bine, am să o susțin și am să-i fiu alături, pentru că atunci când copilul nu prea are talent, nu sunt de acord să vii cu deasila, știi, important totul, să-i dai, să-i da. Important e să-și dorească, da, și să mai aibă și talent. Se vede că își dorește și care talent. Să dea Dumnezeu să fie foarte, așa, foarte, pentru că chiar e o meserie foarte frumoasă, dar și grea. Foarte grea. Am vrut să zic că debutul a avut aici la Iubește Viața. Așa este, așa este, și vreau să vă mulțumesc din suflet. Frumulețul în care cântați și dansați împreună a adunat 10.000 de vizualizări și lumea este absolut încântată de talentul. Sunt atât de bucuroasă și chiar vă mulțumesc din tot sufletul, dragii mei, cei de la Iubește Viața, echipei Iubește Viața TV8, pentru că mi-ați fost alături de mine și de familia mea. La acest spectacol ați transmis emoțiile pe care le aveam publicului și telespectatorilor. Și noi îți mulțumim. Prin intermediul vostru, da. Din suflet, Adriana, îți dorim sărbători de suflet alături de cele mai dragi persoane din, Doamne, viața ta. Doamne, ajută la fel, din tot sufletul vă urez sărbători luminate și fericite, cu liniște și cu pace în suflet și nu numai, să avem pace, să avem pâinea noastră de toate zilele pe masă și să ne putem crește copila și în pace și în liniște și să-i aveți pe cei dragi alături de sărbători și nu numai.